V-ați jucat vreodată de arața împușcată? Sigur că da! Doar că în piscină! Cred că niciodată! Fiecare dintre noi va trebui să-și aleagă câte o bărcuță! Doar pe ea să stea nemișcat atunci când îl vor împușca vânătorii! Wow! Eu îmi iau bărcuța! Pe ea te ții cel mai bine! Stop! Poate și ceilalți vor bărcuța! Atunci să decidă... Zarul! Și zarul la fel se galben! Așa eu am... 6! Și sunt ca de 5! Dar eu ce punctaj am? 5! 4! Și mami? Noi ce, mergem de crescător? 5! La voi e paritate, de ce voi vă jucați la mele-mi? 3, 2, 1 și... Melimi! Ce asta? Foc! Încă o dată! Melimi! Mami, eu sunt prima, mai a doilea, Mircea a treilea și Melisa a patra! Eu mă aleg bărcuța și... Dar cu ce împușcăm? Fii atent aici! Alegi cu ce să fii împușcat! Biluțe colorate, stropitoare, pistol cu apă sau furtunul? Eu leg să fiu împușcat cu biluțe. Ea e frumos dacă pot sta, că nu am cât picioare. Tati, tu te descurci singur! Este! Hai că de urcat ai urcat, dar unde te-ai dus? Mame, unde mă duc și unde m-am dus? Hai că vin eu cu plasa la tine! Ține-te! Mami, stai că vine partea așa! Și... prinde-o! Nu! Mai multe! Prinde-o! Stai că nu nimeresc! Prinde-o! Arată-le pe tati, mami! Nu pot! Hai, mami! Tati! Hai! Hai! Hai, tati, calc! Vrei să mă ajut? Nu m-am putut ține pe picioare nici un pic, mami! Și eu credeam că barca din toate gonflabile pe care le avem noi este cea mai sigură! Pe ea poți sta stabil în picioare fără de probleme! Da, dacă tu ai căzut de pe barcă, eu voi alege înghețata! Uite ce plată este! O să mă țină! Dar eu nu prea cred! Și cu ce vrei să fii împușcată? Cu stropitoarea! E cel mai simplu! Asta, mami! Eu îi fac presiune mare! Hai să vezi ce pățiești! Stai, ce poate! Eu mai ușor el! Ceva nu ține aer! Este! Eu sunt gata! Stai! Și? Toate doi de sunt floate! Wow, nici măcar un picior nu poți pune! Voi mai departe de mine, tati! Hai, mami! Am pe picioarele pe jur! Nu pot! Iese! Nici n-a trebuit să... Mami! Bravo, mami! Bravo! Da, mami! Tati, gata! Am vrut și eu un pic să mă distrez! Da! Dar mami nu-mi permite! Mami, uite cum trebuie să stai! Chiar ești dificil? Wow, Mircea! Mircea, tu ești următorul! Eu mi-aleg pipinele! Este cel mai mare! A plecat la mine! Și dacă alegi pușca aceea în loc de furtun, eu voi rămâne cu el! Și dacă Mircea va pune la jetul cel mai puternic, eu aleg pușca Melisa! Las că ți-arăt eu ție! Să o pun la cel mai puternic! Fiindcă acum! Hai, Mircea! În picioare! Să înceapă nebunia! Am venit prea la mal! Hai, Mircea! Poți? Așa! Numărăm până la 10! 2, 1, 5! 1, 2, 3, cum te-ai atât de bine? Cine? Da,
el a câștigat sau a pierdut? Eu am câștigat, pentru că a fost până la 11. Tu ai căzut fix la cifra 10. Oare este corect? Ajutați-ne și voi! Scrieți în comentarii! Mie mi-a rămas flamingo-l, dar și furtunul. Îl pun la gel! De încoace! Uite așa! Pune la, uite acesta! Ce? Super! Nu, așa! Flamingo pare destul de stabil pe apă. Doar că vânătorul are furtun cu jetul puternic. Oare va reuși Melissa să se țină? Eu cred, Melissa, că nu vei rezista nici 2 secunde la așa jet. Dacă abonații apasă chiar acum pe like, cu siguranță voi reuși. Deci vă rog frumos să mă încurajați. Hai, Melissa. Și eu încerc să mă urc pe flamingo. Flamingo cum stă, pe un picior? Dar eu sigur, sigur nu mă voi ține pe un picior. Melissa, da, să nu cazi ține pe gând. Fără să te străpesc cu jet. Că m-a făcut mami? Da. Melissa, nu faci, ești greșeală. Stai. E frică să nu cade la început. Ține-te de gâtul flamingo-lui. Și? Wow, bravo Melissa! Și se începe! 2, 1! Toți apăsăm de Melissa, ține-te! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, flamingo se duce! 9, 10, 11, 12, bravo Melissa! Cum a rezistat? Înseamnă că ți-a apăsat pe like, nu? Da. O, nu. E doar cu așa de la like. O, nu. Cum să reziști la așa jet? Dat fiind faptul că voi v-ați descurcat cel mai bine în challenge-ul anterior, obiectele următoare pentru plajă le veți alege primi voi. Yeah! Interesant, de ce doar 2 umbrele sunt aici pe plajă? Pentru noi doi, mami! Da. Aceasta este umbrela mea. Și mea. Și vă să zic că acestea sunt umbrelele noastre, mami, din care noi alegem. Eu umbrela mea o voi fixa aici. Așa. Așa. Este acolo piatră care mă încurcă. Stai, Mircea, că te ajut eu. Uite că e pusă și pe lateral și nu în linie dreaptă. Stai că o punem noi așa. Hei, mai aproape de mine. Păi, de scaunul mai aproape, încoace tu. Bine. Ia uite ce a făcut tati. Și-a pus umbrela lui Mircea mai aproape de prosopul lui. Iar eu a rămas doar cu cele transparente. Nu țin nimic umbră. Și imediat vom avea umbră! Doar pe vânt este! Trebuie să strâng. Și acum șurubelul și imediat este gata! Wow! Câtă umbră îmi ține! Super! Melissa, poate vin și eu mai aproape de tine cu cortul. Gata, am strâns. Super! Măi copii, oamenii vin pe plajă să se bronzeze, nu să stea la umbră. Așa doar pentru cap și atât. Uite așa. Doar că nu prea se ține. Așa. Las că îi găsim noi ac de cojoc. Stai! Mami, n-a observat. Aici mai era un suport din astea. Iar eu, într-adevăr, am pus umbrela lui Mircea cât mai aproape de prosopul meu. Va fi umbră și la mine când pleacă soarele în partea cealaltă. Ce tot pui la cale acolo? Nimic, mami.
Nu pun nimic la cale. Doar că îmi pun umbrela. Nu știu cum. Ce-i drept că eu am umbră și de la cort. Sunt protejată complet. Doar că este cam incomod. Dar nu nimic. Ce faci, Melissa? Dormi? Îmi recapăt puterile pentru următorul challenge. Pot trage și un pui de somn. Pe plajă, pe lângă șezlonguri și umbrele, trebuie să avem și mâncare. Tocmai de aici, în următorul challenge, noi va trebui să pescuim, să fim pescari. Și unde sunt undițele? Ele vă așteaptă la celălalt capăt al piscinei. Stați puțin, dar pescarul trebuie să aibă și găleată, unde să pună peștele. Da, într-adevăr. Peștele îl veți pune în bărcuțele voastre, care la fel sunt, uite, acolo. Eu vreau colacul cu sclipici. Și eu vreau, mami. Tu le-ai pe celălalt. Regula. Primul venit, primul servit. Cine primul ajunge, își alege colacul. Până noi notăm, voi scrieți în comentarii care bărcuță să o alegem. Dar și cel mai bun salt? Votăm pentru mine! Votăm pentru mine! 2, 1 și... Mami! Așteptați-mă! Aha! Da-te! Ia să-mi piu! Bărcuța! Știi pe care să-mi iau? Hop! Pe care o aici? Asta! Aici voi pune peștele și plasa cea mai mare. Eu sunt a doilea! Aleg piscina. Mirga puțin. Plaza cea mai mare. Gata. Iar și ultima. Eu aleg aceasta. Wow. Și aceasta are găuri. Deja ce-a rămas? Doar eu de fapt colacul cu sclipici l-am vrut. Yeah. Hai, mami, hai! Adică... Colacul? Deja poți să te grăbești, oricum ți-a rămas. Da, nu m-a rămas. Hai, mergem la pescuit. Stați! Unde este peștele? Peștele va fi prin toată piscina. Atunci! Hai să mergem la pescuit! Haide! 3, 2, 1... Și pescarii pleacă! Hai că eu prind primii peșteșori! Doar că... Eu mă lăsesc unița pe pâzle! Pâzle! Am venit în zona cu mingiute! Și am prins vreo parte! E foarte complicat să te ții și pe barcă și pește să prinzi! Și eu gata! Două mingiute! Găurile din la gonflabilă nu mă ajută cu nimic! Cum să le strâng? Uite așa în plăsuță. Îmi place. Important să nu mă răstorn. Tot cu plasă. Le pierd pe toate. Dar la mine găurile cred că sunt mai de ajutor. Pun aici peșteșorii și e gata. La mine bărcuța se scufundă. Trebuie să merg la masă în scotată apa. Și mingiuțele se duc. Ce fel de undiță mi-am ales. Să rup din prima. Vino, coate. Hai. Lasă și așa e bine. Intră una, iese trei. Ca și capul bălaurului. Oi, hai odată să ajung. Eu n-am unde să le țin și le țin direct în udiță. Așa nu le pierd. Ochelari! Ochelari! Ai grijă de ei! Te-am pățit! Eu să-ți spun, la ureche! Uite, acum le pot pune și în găurele. Doar că eu nu pot sta bine aici. Ridică-te, băiete, dacă poți. Mărcuța. Ui, nunuța. Eu mă joc basket.
O, Micio, cât de multe ai tu acolo! Eu mă joc basket așa! Da, tati, ce folos că ai plasă mare și gonflabilă și mai mare! Dacă tot nu poți să prinzi pești, au! Îmi dai și mie câteva minci! Peștișor! Mulțumesc! Eu mi-am servos, mă mulțumesc! Tati, îți dau de la mine dacă vrei! Asta e singura! Uite, am zărit aici mulți pești! Și toți sunt ai mei! Toți! Așa! Vino! Și tu la fel! Aștia-i punem cu mâna! Tati, nu trișa! Nu trișez! Cu mâna nimeni n-a interzis! Hai că vin și eu! Mami, unde sunt peștii? Care? Am eu? Da! Mami, vin, ies pe ajut! Mircea, mai loc în plasă! Lasă-i mie! Ce? Le-am plasă mai mare! Nu! Ia plasă! Ah, tati! Beliza, ce faci? Nu fac! Ia peștișor! Aaaa, găzut! Aaaa, iarăși le pierd! Am căzut de pe peștișorii! Ele, mai lăs să iau! Nu, Mircea, nu stai așa, nu-i voie! Nu-i voie! Doar în apă! Bine, când băgai, cum și tu ai sens? De pe barcă n-am ieșit. E foarte incomod pe gonflabilă. Gata, îi voi în haină. Sper să nu le pierd de data asta. Toate câte ei, toate tutele miele. Hoi! Ie! 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 Ie zi, Timani! Aaaa, ești bătută! Aaaa! Ce pescari ești tu, mami, că îmi furt pieștile! Mami, la o parte! Hop! Hăba! Și încă doi! Hop! O, mai văd acolo, mă duc în partea! Da, iarăși trag! Este! Așa! Piu! Am plecat! Mă la o parte! O, Mircea a strâns tot pieștile! Vai, ce idei, Mircea are! Ai, nu puti! Nu luați! Stai! Mai voi să ieși din apă! Bine! Nu! Nu lua de la mine! Nu lua! Tati! Tati, Melisa! Nu e voie, Mircea! Mircea! Dragi abonați, ia vă rog să scrieți în comentarii, oare are voie un pescar să fure peștele celălalt pescar? Chiar dacă l-a pierdut! Oh, câte mingi ai! Și mai am! Vreau să le iau pe astea două și... Hai! Curenții de apă m-au dus în celălalt capătul piscinii și de aici nu mai pot mișca nici în stânga, nici în dreapta și nici nu mai pot strânge pește. Mai bine cu mâna. Încă mână! Hai că vine Mircea! Melisa, nu te lua! Am obosit! Am scăpat undița! O, aici piscina este mai înaltă! Mi-am pus pe miniuțele haină! Melisa, dacă ai grijă de peștele meu, eu pot să încerc să-ți recuperez undița! Bine, mulțumesc! Așa, ține și tu la fiul. Eu sunt tati Melimic! Cu mulți pești! Salut, Melisa! Aceasta este barca mea! Nu așa! Uite, eu sunt tati! Am ochelari! Eu, Melisa! Am vrut să-ți dau... Melisa! Ce? Ce mai ai dat? Ai trișat! Ce folos că ai recuperat undița! Dacă nu mai ai ce prinde! Mircea a prins tot peștele! Gata, nu mai este pește! Nu! Hai să numărăm împreună! 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16! Eu am rămas fără de bărcuță, fără de undiță și fără de peștele meu, de aceea mi-am recuperat peștele mirisei. Aici sunt 9 doar. Eu am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Uhu, cât de mulți! 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 și 45 de peștișori! Ăsta era peștele meu! Aha, pe care l-a scăpat eu din barca mea? L-a scăpat, dar nu ți l-am furat! Ia să văd cât peștișori am eu! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 30 am deja? Tu? Eu am 33. Eu am 18 în haină și 33 în pungă. 18 plus 33. Hai să vedem dintre abonații noștri cine calculează primul cât face 18 plus 33. Scrie în comentarii chiar acum! Important ca mâncarea să fie de culoarea galbenă. După fiecare bănăcelă la piscină, mie mi-este foarte foame. Oare la voi e la fel acest efect? Să fie mâncare suficientă, asta este importanța. Hai, lasă vorba tu. Mergem să vedem ce ne așteaptă. Bibine galben, Fisalis. Oare voi ce ați alege în locul meu? Bibine galben! Dar pentru ce lingură? Eu am vrut pepene galben, că e mare și ar încăpea în burtica mea. Stai, mami! Asta e a mea! Gata, știu ce voi face cu ele. Lasă că și ananasul nu era mâncare. Eu mă duc în coliba mea. E destul de mare. Pentru ce clește la Fisalis? Nu știu. Și încă este ruginit. Poate să scot așa mai ușor rozlițele. Super! Uitați-vă cum arată! Ați vrei? Oare câinii au voie să mănânce Fisalis? Nu știu. Să scrieți în comentarii. Am zis eu că umbra va veni la mine. Așa și-a fost. Mi-am tăiat ananasul. Acum se scude acolo miezul. Doi, ești tare șmecheră tu astăzi. Vrei și de la unul și de la altul. Da, da. Dar iată, eu am o întrebare. Ce caută ciocanul la caise? Îți plac caisele? Vrei să mănânci? Gata, știu. Vom mânca sâmburile. Tu așa ceva n-ai mai mâncat. Și nici nu vreau să risc să-ți dau. Wow, ce bine arată! Prima vreau să scot sâmburii. Dar stai puțin. Eu pot să pun sâmburii la muiat și apoi îi voi pune în pământ în seră anul viitor și vom avea pepene galben. Voi, și cât de mulți sâmburi! Vom avea multă roadă. Important să nu ți-ai pui la soare să se usuce, ca să țină până la anul. Mi-am amintit, acesta este un cuțit filiator pentru ananas. Acum să-l testez încă o dată. Merge ușor. Într-adevăr, și acum scoate-l. Radu un pic. Gata, până aici. Și hai să-l scoatem. Op. Hai să privește. Dar nu mânca. Stai că nu iese. Parcă e curtos. Da, Mircea. Hai să mânca ananasul meu. Putem să facem suc? Vai, Mircea, uite. Mănâncă. Ce miros. Wow, ce suculent.
dulce și foarte răcoritor. Super! Să vezi ce am eu aici! O să vreți toți! Iată sâmburi de caise! Foarte de mult n-am mai mâncat! Ce sunt de gustoase! Veniți și serviți! Da, gustos ananas a fost! Acum i-a rămas doar gaura! Păcat! Mai este ceva de mâncare! Eu gata! Pepenele galben l-am devorat! Îmi pot face o mască de păr! Sau un chipiu! La fel este galben! Și afară cum bate soarele! Eu zic mai bine să tragem un pui de somn! Somn ușor! Cum pot să dorm pe acest scaun? O, am o idee! Ice, aici! Ice! Hai! Hai, culcă-te! Bravo, și acum mă culc pe tine! Hei! Dar eu nu am nicio problemă! Ce bine dorm! Important să nu mă prăjulească soarele! Ice, du-te înapoi la Mircea! Eu dorm bine și singur!